pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi, dragi cititori ai Sfintelor Scripturii. Pentru astăzi am avut de citit mai multe pasaje. Ieremia 6, 16 cu 8 și 7, Coloseni 2, de la 8 la 23, Psalmul 78, de la 1 la 31, Proverbe 24 cu versetul 26. M-am oprit la Coloseni 2 pentru că Pavel a scris această epistolă ca să combată învățăturile false care au apărut în biserica din Colose și care amenințau viitorul spiritual al acesteia. Pavel ne avertizează împotriva tuturor filozofiilor, religiilor și tradițiilor care scot în relief funcționarea omului independent de Dumnezeu și revelația sa scrisă. Astăzi, una din cele mai mari pericole la adresa creștinismului bazat pe învățătura biblică este umanismul laic. Acesta a devenit substratul filozofiei și a religiei acceptate de majoritatea departamentelor de educație, conducerilor și a societății în general. Ce învață filozofia umanistă? 1. Ea învață că omul nu a fost creat de Dumnezeu personal, ci a rezultat printr-un proces al evoluției. 2. Ea respinge credința într-un Dumnezeu personal, infinit, și neagă faptul că Biblia este revelația inspirată a lui Dumnezeu pentru om. Filozofia umană a început cu Satana și este o expresie a înșelăciunii Satanei, potrivit cărea omul poate fi ca Dumnezeu, așa cum relatează Biblia în Geneza 3 cu versetul 5, unde îi spune femeii că atunci când vor mânca din pomul oprit, vor fi ca Dumnezeu. Astăzi, noi toți împreună trebuie să facem tot ce este posibil să ne păzim de aceste învățături false și destructive, apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu, rugându-ne și studiind Biblia pentru a primi călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru a deosebi învățătura falsă de originalul Scripturii, noi trebuie să credem în autenticitatea Scripturii, că El este Cuvântul lui Dumnezeu, și să creștem în cunoașterea Lui, așa cum este scris în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, 14 și 15. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Amin.